Să frate, stimate surori, vă invit acum să ne ridicăm împreună și să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Este o zi de sărbătoare, o zi însemnată pentru noi. Aș dori să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să lecturăm în seara aceasta un pasaj, paragraf mai lung, dar facem acest lucru în scopul rememorării evenimentelor care s-au petrecut în seara în care Domnul Isus Hristos a fost vândut, seara de joi. Să ne aducem aminte de cele relatate în Evanghelia după Luca, în capitolul 22, începând cu versetul 1. Praznicul Azimilor, numit Paștele, se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus căci se temeau din urod. Dar satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că îl va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Ziua praznicului a zimilor în care trebuiau jertfite paștele a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, Duceți-vă de pregătiți-ne paștele ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? l-au întrebat ei. El le-a răspuns, Iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în, casă, în casa în care va intra și spune stăpânului casei, învățătorul îți zice unde este odaia pentru aspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei și are să vă arate o odaie mare de sus așternută gata, acolo să pregătiți paștele. Ei au plecat și au găsit, așa cum le spusese el, și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, -o a frânt-o și le-a dat-o, zicând: Acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat, zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și a început și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Citim și de la versetul 31. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Isus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Apoi le-a mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el le-a zis, acum din potrivă, cine are o pungă să o ia, cine are o traistă de asemenea să o ia, și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere sabie, că-și vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise, el a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Doamne, i-au zis ei, iată aici două săbii. El le-a zis, destul. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucinicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră. A îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucinici și a găsit adormiți de tristare, și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată și cel ce se cheamă Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus ca să-l sărute și Isus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vin tu fiul omului, cei care veneau cu Isus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia? Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Dar Isus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Isus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpeteniilor, străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui, ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. După ce au pus mâna pe Isus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot, Petru mergea după el de departe. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Am dorit, stimați frați, să reîmprospătăm în memoria noastră, în seara aceasta, cuvântul pe care l-am auzit citit a zice că dincolo de vorbele prin care încercăm să tălmăcim, să tâlcuim înțelesul scripturilor, e important să auzim scripturile așa cum ele sunt scrise și să le reîmprospătăm în memoria noastră cuvântul, adevărul acestui cuvânt. Având în vedere împrejurarea acestei serii și dorința noastră de a ne împărtăși cu cina Domnului, aș vrea să revin asupra unor cuvinte pe care Domnul Iisus le-a spus. Este scris din versetul 14. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Aș dori să vă împărtășesc un cuvânt, un mesaj, plecând de la aceste versete, mesaj pe care l-am intitulat Cu Domnul Isus la masă. Suntem chemați să fim și noi în această seară împreună cu Domnul Isus la masă. Aceste cuvinte rostite de Domnul nostru Isus ne pun în legătură cu patru perspective distincte legate de șederea cu Domnul Isus la masă. Mai întâi este părtășia cu Dumnezeu și unii cu alții. E de observat și de remarcat ceea ce Domnul nostru Isus a spus sau ceea ce se spune chiar de la început despre așezarea aceea. Am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. Întâiul lucru pe care trebuie să-l subliniem este că la cina Domnului suntem în părtășie cu Dumnezeu și în părtășie unii cu ceilalți. La cina Domnului se demonstrează legătura pe care o avem cu Dumnezeu și în același timp se demonstrează legătura de părtășie pe care o avem unii cu ceilalți. Isus a spus, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi. Isus așezut la masă împreună cu cei 12 apostoli. Cuvântul Domnului subliniază această părătășie dublă pe care o avem la masa Domnului cu Isus Hristos, cu Domnul, dar și unii cu alții. E poporul lui Dumnezeu pus împreună. E biserica, biserică pe care Dumnezeu o cheamă să aibă părtășie cu Domnul și să sublinieze părtășia unii cu ceilalți. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 16, până la 17, subliniază acest gând cu cuvintele. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Este. Paharul acesta pe care îl vei avea în mână, este împărtășirea cu sângele lui Hristos. Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Este. Și ascultați, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Nu este doar părtășia mea ca individ, a dumneavoastră, ca persoană cu Dumnezeu. Ci este și părtășia noastră comunitară, părtășia noastră ca biserică cu Dumnezeu și unii cu alții. Această dimensiune comunitară a părtășiei la cina Domnului trebuie să fie subliniată în inimile noastre. Slavă lui Dumnezeu că aici, în această seară, suntem mai mulți și mărturisim împreună același crez. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Suntem chemați să fim împărtășie cu El și în același timp să fim împărtășie și unii cu alții. Uh, am băgat de seamă că între noi această dimensiune comunitară a părtășiei cu Dumnezeu la cina Domnului este puțin subliniată. Poate că și din pricina faptului că vorbim despre relația noastră personală cu Dumnezeu, despre pocăința noastră personală, despre credința noastră pe care trebuie să ne o mărturisim cu propria gură, despre faptul că suntem chemați să avem o relație foarte personală cu Dumnezeu, subliniată cu accentele pe care le dau o relație personală, toate acestea sunt adevărate. Dar fără să ne dăm seama, putem să pierdem ceva foarte important din vedere. Faptul că nu ești singurul credincios pe fața Pământului. Putem pierde din atenție faptul că aparținem unui popor și că în poporul acesta Dumnezeu are aleși prin care își proslăvește numele. Este Biserica lui Dumnezeu. Și când zic Biserica lui Dumnezeu, nu mă refer doar la Biserica locală. Domnul ne-a binecuvântat în Biserica Emanuel cu mulțime de oameni slăvit să fie în numele Lui Dumnezeu pentru sutele de credincioși care alcătuiesc această biserică. Dar nu e vorba doar de Biserica Emanuel aici. Și nu e vorba aici de confrații noștri din oraș sau de oriunde vor fi ei pe fața pământului, de toate celelalte biserici locale. E vorba de tot poporul Lui Dumnezeu că în Scriptură așa este scris, că Iisus Hristos a dat pe sine la moarte ca să răscumpere un popor. Un popor care să fie a lui. Și acest popor care este a lui e format din oameni din orice națiune a Pământului, din orice limbă, din orice cultură, de oriunde ori fi ei. Acolo unde Evanghelia a ajuns, poporul acesta lui Dumnezeu e format și răscumpărat. Și la masa Domnului suntem chemați să avem acest sentiment al apartenenței la acest popor al lui Dumnezeu. Isus Hristos este Domnul nostru și El ne-a adunat din toate părțile și ne-a pus împreună, cum ai pune mădularele într-un corp, și ne-a făcut una. E încă ceva ce se pierde din atenție. Desigur că există o logică a acestui fapt, dar cu toate că logica aceasta poate să aibă justificările ei, totuși rămâne ceva în scriptură de care trebuie să ne aducem aminte. Nu e vorba doar de biserica din generația noastră. Nu e vorba doar de poporul lui Dumnezeu găsit în viață în această clipă. E vorba de poporul lui Dumnezeu din toate viacurile. E vorba și de acei a căror duhuri au ajuns desăvârșite. Auziți ce scrie în cuvânt. Evrei, capitolul 12, versetul 22 la 23. Vorbindu-ne aici Scriptura despre apropierea noastră, despre realitățile de care ne-am apropiat prin credință de Dumnezeu, prin Dumnezeu, voi v-ați apropiat de muntele Sionului de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Și acum vă rog să observați ceva. Pe lângă acestea, care sunt realități veșnice, realități cerești, cuvântul spune de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, și acum uitați, vă rog, un accent. Că dacă ar spune acolo de biserica celor întâi născuți, am putea înțelege că este vorba de cei găsiți în viață. Găsiți în viață, adică n-au plecat la Dumnezeu, n-au sfârșit alergarea. Dacă s-ar opri acolo, biserica celor întâi născuți. Dar uitați, vă rog, cum continuă. De duhurile celor neprihăniți, făcuți de săbărești. Asta scrie în Biblie. Distanțându-ne și pe bună dreptate de învățătura tradițională cu privire la cultul sfinților și la tot ce înseamnă această teologie greșită, riscăm să pierdem din atenție o dimensiune scripturală foarte importantă. Biserica lui Dumnezeu de la Domnul Isus și până în zilele noastre este un singur popor. Unii sunt la Domnul și alții sunt în viață. Și nouă celor care suntem în viață, Apostolul Pavel ne spune, noi nu o vom lua -o înaintea celor adormiți când va veni Domnul. Când ei vor fi în viață și apoi noi cei în viață rămași vom fi schimbați și puși un singur popor. Anticiparea celei mari uniuni e cina Domnului. Acolo conștientizăm încă o dată că ne înfrățește același domn, aceeași jertfă, aceeași putere a învierii care a pus în noi speranță. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dacă mergeți în harfa de cântări, frați și surori, dacă vă duceți în cânterile la cântările despre venirea Domnului, la cântările de mângâiere, veți regăsi această temă în foarte multe cântări. Noi, copiii lui Dumnezeu în viață, avem în față, înainte, înaintașii noștri, care au sfârșit alergarea cu Hristos și împreună cu ei vom fi într-o zi în slavă. Pe Domnul întâi și apoi pe cei care au crezut în numele Lui. Dați-vă în cântări și o să observați această temă. Și nu le-am compus eu. Și niciunul din generația noastră pe alea. Alea sunt făcute de înaintașii noștri care au trăit de la 1900 încoace. Când a apărut Biserica Pentecostală în România. Părtășia noastră cu Hristos și părtășia noastră cu Biserica. Nu e singurul copil al lui Dumnezeu de pe fața lumii. Și nu e această adunare, singura adunare pe care o are Dumnezeu în lume. Sărbătorile acestea cumva ne pun împreună. N-ați văzut și discuția aceasta care s-a stârnit în țară, care trebuie să se întâmple ceva și să sărbătorim învierea Domnului Isus deodată cu toată creștinătatea de pe fața Pământului? Noi ca Biserică Pentecostală spunem la asta, amin! Că nu e niciun temei și nu avem noi treabă în disputa care a separat creștinătatea, așa am găsit-o. Și aici în țară ținem sărbătorile cum se țin, nu pentru că avem neapărat o convingere cu privire la cum se socoate calendarul, ci că așa ne cade având în vedere circumstanțele în care ne găsim. Și poate că într-o zi ne lua curajul, dacă nu ar avea alții, să sărbătorim împreună cu confrații noștri, penticostali și de-o protestanți din toată lumea. Ca și în România suntem în minoritate. Să dăm un mesaj. Biserica e una. Poporul lui Dumnezeu e una. Nu-i voie să fie separat. Și cu atât e mai frumoasă părtășia, cu cât ai sentimentul apartenenței la ceva mare și foarte puternic. Ceva ce trece dincolo de granițe, dincolo de limbă, dincolo de statut social, dincolo de mormânt, dincolo de viața de pe pământ, e prelungit în viața veșnică și acolo, în fruntea tuturor, este Isus Hristos, Domnul nostru. Și aici, în fruntea tuturor este Isus Hristos, Domnul nostru. Slăvit să fie în numele Lui. Asta e părtășia. Mă gândesc că aceste cuvinte, Isus a șezut la masă, sublinează această părtășie. Și apoi vă rog să observăm ceva foarte frumos. A doua dimensiune și perspectivă este dorința lui Dumnezeu. Dorința lui arzătoare. Aceste cuvinte nu pot fi pierdute din atenție. Ele sar în ochi. Așezându-se împreună, versetul 15, el le-a zis: Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi. Hai să ne mai uităm o dată la acest cuvânt. Vă rog să, să, să nu vă grăbiți, uitați-vă la el cu atenție. Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi. Mai citim o dată. Observați, vă rog, dorința răzătoare a Domnului Isus. Focul care ardea în inimă, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi. Înainte de patima mea, despre asta vom mai vorbi. Dar acum aici, am dorit mult să mănânc. Au mai fost și alte sărbători de Paște pe care Domnul Isus le-a avut cu ucenicii lui. Dar Paștele acesta conta cu adevărat. Pentru că Paștele acesta era prilejul în care urma să fie așezat legământul cel nou. Urma să fie luată în mână pâinea, să fie luat în mână paharul și să se spună pâinea aceasta este trupul meu care se frânge pentru voi. Paharul acesta e paharul legământului cel nou care se face în sângele meu care se dă pentru voi. Urma să fie făcut o așezare. Era de fapt prima cină a Domnului. Și de atunci, creștinii fac mereu acest lucru. Nu știu de la cine am învățat noi. Când a luat ultima dată cine? A fost luna trecută. Adică tot asta, mai pe la începutul ei. Și s-a luat și în martie, și s-a luat și în februarie, și s-a luat și în ianuarie, și s-a luat și în 2006. Nu Până atunci s-a mai luat. Și s-a luat și în 1990. Mergeți așa, vă rog. Când ai luat prima dată cina Domnului? Cred că eu am luat-o în noiembrie 1991, că atunci m-am botezat. Prima dată. Dar când am luat-o, am luat-o de la cineva. Și au fost cineva care au așezat-o și dacă îi întrebi pe, tu când ai luat prima dată, omul a zicea, în 1960 am luat prima dată când m-am pocăit. Mergeți tot ani așa în urmă. Și o să ajungeți în seara asta. Am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi. Nu, acolo ni-e rădăcina. Și în această seară asta proclamăm. Nu pot să trec mai departe la următorul aspect pe care îl văd aici fără să vă pun o întrebare. Iisus a dorit mult. Tu dorești mult? Îți dorești să iei cina Domnului? Frații mei, E o mare neorânduială duhovnicească să treacă lunile, să treacă vreme multă și să nu iei cina Domnului. Poate că sunt situații obiective care pentru moment arată că ar fi mai cuminte să te retrasi, să te cercetezi, să te pocăiești, să te smerești înaintea lui Dumnezeu și să subliniezi grozăvia greșelii și a păcatului pe care l-ai făcut și din cauza aia Mărturisind, păcatul ăsta meu mă desparte de Dumnezeu și din cauza acestui mizerabil păcat pe care l-am făcut, nu pot să iau cina. Și așa cum nu iau cina, nici în rai nu mă duc cu păcatul ăsta. Așa cum nu mă întind mâna să iau cina Domnului, nu apucă Hristos să mă ducă la răpire. Și ca o reprezentare a pierderii mântuirii mele, că am păcătuit, nu iau cina. Că mă bucăiesc. Dar tot în asta stai. Tot în starea aceasta de luni, ești un lepădat? Ascultați-mă bine, Iisus a dorit mult. E o circunstanță aia în care nu se acina, Nu un mod de a fi. Înțelegem? Slavă Domnului că mânați și de dorința de a lua cina ați venit în această seară la biserică. Și mai e ceva. Vă rog să observați preîntâmpinarea, prevenirea, înainte de patima mea. La cina Domnului nu e doar părtășie, nu e doar dorință arzătoare, ci este și preîntâmpinare. Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Cina Domnului este o pregătire, frații mei. E o pregătire pentru ce urmează. Ce urmează nu știm. Iisus a spus înainte de patima mea. Nu se știe ce conotații concrete poate să capete aceste cuvinte în viața cuiva. A unei familii, în viața ta, în viața mea, știu ce poate fi mâine. Iisus cumva la cina Domnului ne pune în față și oportunitatea pregătirii. Pregătirii pentru ce urmează. Poate că ne așteaptă zile bune, slăvit să fie Dumnezeu, față în față cu binecuvântarea, față în față cu realizările, cu succesul, față în față cu împlinirea viselor mele. Trebuie să fiu pregătit. Și dacă îngăduie Dumnezeu să fie patimă, dacă îngăduie Dumnezeu să fie greutate, să fie încercare, să fie suferință, mâine după colț, să vină vestea aia praznică, să fii pregătit și pentru aceea. Cina Domnului este un prilej de primenire, de pregătire duhovnicească. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta și dincolo de analiza și de pregătirea noastră e apropierea noastră de Dumnezeu. E conectarea noastră cu Dumnezeu. Ne ducem la sursa vieții, la Hristos, care e pâinea vieții. Slăvit să fie în numele Lui. Mergem la izvor, El e viața noastră. Și în felul acesta ne pregătim. Isus spune, rugați-vă ca să nu credeți în dispită. Ține de pregătire. Și în final e certitudine. Uh, adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai mânca din Paștele acesta până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Isus era conștient că este ultima lui cină. Niciunul dintre noi nu are garanția că acestea va urma alta. Poate da. Pentru cei mai mulți dintre noi, probabil că da, dar poate că nu. Certitudinea, dincolo de această incertitudine, constă în faptul că va veni ziua când mesajul acestei cine va fi împlinit. Domnul Isus se va întoarce. Va veni ziua când nu se va mai face această cină. Apostolul Pavel a spus și vom face asta până, până va veni El. Cu certitudine, biserica va împărtăși cina Domnului până va veni Isus. Și cu certitudine, după ce El va fi venit, se va încheia cu asta. Nici nu o să mai fie chemare la pocăință, nici nu o să mai fie chemare la botez și nici nu o să se mai facă cina Domnului îl vom vedea pe Domnul așa cum este. Asta este o certitudine. Dar până atunci e părătășie, până atunci e dorința arzătoare, până atunci e comuniune cu El, e preîntâmpinare, e pregătire. Ca în ziua în care certitudinea vine, să ne bucurăm în Domnul și să-i dăm slavă. Amin. Oare cu ce atitudine ar trebui să ne apropiem de masa aceasta? În primul rând, frații mei, să ne apropiem cu credință de plină în Domnul Isus. Să ne aducem aminte de patima lui. Apoi, să ne apropiem conștienți de slăbiciunile noastre care au o putere să ne separe de Dumnezeu și să ne aducă sub o sândă eternă. Însă, în același timp, în secunda aceea, să conștientizăm că Isus Hristos este salvatorul nostru. Cu atât e mai însemnată binecuvântarea mântuirii sale, cu cât e înțeleasă în contextul pierzării, a riscului. Slavă Domnului că trăim pentru că El a murit pentru noi. Să ne apropiem prețuind biserica. Uitați-vă la frați, la surori, să ne prețuim unii pe ceilalți. Slavă Domnului că avem frați de credință. Să ne gândim nu doar la Biserica Emanuel, ci să ne gândim și la celelalte adunări, și nu doar la celelalte adunări care sunt compuse de creștinii găsiți în viață, ci și la toți aceia care au isprăvit alergarea și care sunt numiți în epistola către evrei duhurile celor care au fost făcuți de săbârșiți. Suntem una. E drept cum s-a interpretat în creștinismul istoric, n-are nicio treabă, nu-i bază biblică, dar e acolo ceva. Și probabil că într-o zi vom aprofunda această împățătură în sensul ei biblic. Dar pentru seara aceasta, când vei lua pâine, când vei lua paharul și vei înțelege că ești în comunie noi cu Hristos, înțelege că ești parte a unui popor mare, cel mai mare, puternic, care are în frunte un Domn, care se numește Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Isus Hristos, și care nu se uită la noi niciodată de sus. Se uită la noi cu drag, cu dragoste, cu adâncă smerenie, îndemnându-ne și pe noi să ne uităm așa unii la ceilalți. El a dovedit prin trăirea lui că cine este între noi mare trebuie să fie slujitorul tuturor. Fiul omului nu a venit să i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Să sărbătorim cine aceasta gândindu-ne la acestea. Domnul să fie cu noi. Mă invit să ne ridicăm și intrăm în rugăciune comună. Uh, îmi cere binecuvântarea Domnului peste rudul viței, peste pâine. Invit pe fratele păstor Iosif Tirla să vină și să facă această rugăciune după ce rugăciunea comună se va încheia.